15 martie, 16 aprilie este declarată încă din anul 1953 luna plantării arborilor. La fel ca în fiecare an, Direcția Silvică Hunedoara, în parteneriat cu primăriile din județ, dar și cu unele școli, plantează arbori. Sunt plantări de arbori în zone verzi, în zone pe care le stabilim împreună cu primăriile și cu școlile cu care avem programe de parteneriat. Anul acesta, reprezentanții Direcției Silvice Hunedoara preconizează să împădurească 319 hectare de teren. Doar ieri și astăzi a fost împădurită o suprafață de 2 hectare. Conform codului silvic, noi sărbătorim luna plantării arborilor, care este perioada în care facem cele mai multe acțiuni de conștientizare a tineretului asupra rolului și importanței pe care o are pădurea în viața noastră. În această lună vor fi plantați aproximativ 1 milion de puieți de diferite specii. Cele mai multe specii sunt de rășinoase, sunt molidul, bradul și laricele. Dar este ponderea de 88% din lucrările de regenerare pe care le face Direcția Silvică Hunedoara, dar nu neglijăm nici partea de foioase, chiar dacă este doar 12%, unde intră specii de gorun, specii de paltin de munte, salcâmul. La începutul săptămânii viitoare vor fi plantați arbori la grupul școlar Horia din Deva, dar și în alte locații.